Hexaemeron, Sfântul Vasile cel Mare. Această carte are 215 pagini și este tipărită cu binecuvântarea înalt preasfințitului Ioan, arhiepiscop al Covasnei și Harghitei. Prefața editorului. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, iată că la dispoziția cititorului se află o nouă ediție românească a uneia dintre cele mai faimoase și influente opere patristice. Autorul ei, Sfântul Vasile al Cezareei Capadociei, este unul dintre cei pe care Evlavia Bisericii i-a împodobit, după vrednicie, cu epitetul de Mare. Dacă sfinți ca Antonie, Macarie, Eftimie au fost primii cuvioși purtători ai acestui nume și etaloane ale mărimii duhovnicești pentru viața monahală, Sfântul Vasile a rămas, chiar mai mult decât sfinții Atanasie, Leon, Grigore, etalonul de Dumnezeu stabilit al slujirii arhierești, mare în apărarea credinței, mare în viața de nevoințe, mare în propovăduirea Evangheliei, mare în ajutorarea dezmoșteniților acestei lumi, mare în cuvânt și mare în faptă, mare într-o împărăție a cerurilor și între frații mai mici ai lui Hristos. Care este moștenirea pe care ne-a lăsat-o Sfântul Vasile numit cel Mare? Mijlocirea sa înaintea lui Dumnezeu pentru lumea păcătoasă, pilda trăirii sale, dumnezeiasca liturghie pe care a alcătuit-o și, nu în ultimul rând, comoara cuvintelor de învățătură prin care, cum spune troparul, firea celor ce sunt a arătat și obiceiurile oamenilor a împodobit. Din păcate, acum nu mai putem gusta din plin strălucirea și forța stilului literar al Sfântului Vasile, despre care Sfântul Fotie cel Mare, cel mai cult om al veacului al IX-lea, fostul conducător al Universității Imperiale din Constantinopol, spunea că este, într-o toate cuvintele sale preales, cu rânduiala și curăția înțelesurilor neîntrecut, plin de putere și dulceață și strălucire, dintr-o care îmbelșugată izvărăsc cade la sine cuvintele. Splendoarea vechii limbi eline, moștenirea unei civilizații pentru care arta rostirii era una dintre cele mai mari bogății ale muritorilor, își pierde din putere și pălește în cercul strâmt al limbilor moderne. Ne-a rămas însă esențialul, ne-au rămas înțelesurile, ne-a rămas Duhul. Sfântul Ignatie Briancianinov spunea, Sfinții părinți și-au zugrăvit gândurile, inima și lucrarea în scrierile lor. Asta înseamnă că scrierile părinților sunt călăuză nerătăcită către cer, mărturisită de cerul însuși. Călăuză nerătăcită către cer sunt și cuvintele la Hexaemeron ale Sfântului Vasile cel Mare. Celebre încă din antichitate, ele au căpătat o nouă însemnătate în contextul actual al dialogului dintre știință și religie, ca mărturia felului în care înțelegeau părinții istorisirea biblică despre facerea lumii. Ele nu pot fi însă înțelese corect decât pornind de la adevărul pe care îl exprimă strălucitor Sfântul Luca al Crimeei, celebrul arhiepiscop chirurg din secolul trecut, prin cuvintele. Există două domenii cu totul diferite ale cunoașterii. Primul este cel cu care se ocupă toți savanții, ei cercetează natura și tot ce se săvârșește în ea, acumulează cunoștințe uriașe ale înțelepciunii acestei lumi. Al doilea este cel la care ajung și oameni fără nicio știință de carte. Pentru primirea acestei cunoașteri trebuie să ai doar inimă curată. Primul domeniu al cunoașterii, domeniul cunoștințelor acestei lumi, e mare și îmbelșugat, însă în el sunt foarte multe contradicții. Pe deasupra, fiecare savant este informat doar în cele ce privesc specialitatea lui. Îndeopște, chimistul nu știe astronomie, astronomul nu știe biologie, sociologul nu știe legile arhitecturii. În ziua de astăzi nu poate exista un savant care să încapă toate cunoștințele omenești, fiindcă acestea au crescut de mult într-o așa măsură că nimeni nu e în stare să le încapă.
De aceea, fiecare savant stăpânește numai o mică parte din toate cunoștințele despre natură. De acest fapt, își dădea seama limpede marele savant Laplace, care a zis: ceea ce știm este un fleac, iar ceea ce nu știm este nemăsurat. Laplace întredeschide ușa care dă în domeniul altor cunoștințe, ale cunoștințelor despre ceea ce e neschimbat, veșnic, nepătruns. Dar ce? Acest domeniu este cu totul inaccesibil pentru oameni? Ba nu, el este accesibil. Cum se poate dobândi cunoașterea aceasta? Nu cum se dobândește cunoașterea acestei lumi, fiindcă sunt două metode ale cunoașterii. Prima este cunoașterea cu mintea care analizează faptele, iar a doua, nemăsurat mai importantă, este cunoașterea prin inima curată, prin dragostea de Dumnezeu, de Hristos. La cei care l-au îndrăgit din toată inima pe Dumnezeu, care se pleacă în fața lui Hristos, în inimile lor curate, se acumulează uriașe, nesfârșite cunoștințe din domeniul fără hotar al neștiutului pe care nu-l cunoaște și nu-l poate cerceta cu metodele sale știința. La necredincioși nu există această cunoaștere cu inima, ei cunosc doar cu mintea și de aceea nici nu cred. Mă rog, cum se ruga Sfântul Apostol Pavel, ca dragostea voastră să prisosească într-o știință, încât dragostea de Hristos să vă deschidă acest domeniu neasemuit, mai important decât înțelepciunea lumii, domeniul veșnicului, domeniul adevărului absolut. Așadar, citind această carte remarcabilă, să avem în vedere faptul că ea a fost scrisă pentru folosul duhovnicesc, pentru a ne iniția în cel de-al doilea domeniu al cunoașterii de care vorbea Sfântul Luca. Citind din această perspectivă, vom putea spune împreună cu Sfântul Grigore Teologul: când citesc Hexaemeronul, sunt împreună cu ziditorul și cunosc rațiunile zidirii și mă uimesc de ziditor mai mult ca înainte. Și de aceasta avem nevoie pentru mântuire, de care, cum spuneau scriitorii sfinți, fie ca toți să ne învrednicim cu harul și cu îndurările Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și cinstea și stăpânirea se cuvine, împreună cu Tatăl Său cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hexaemeron, Sfântul Vasile cel Mare. Această carte are 215 pagini și cu această scurtă lectură a notei editorului, a prefaței, vreau să vă îndemn să căutați și să citiți în întregime această carte. Nu uitați să susțineți acest canal prin subscribe, să vă abonați la acest canal cu un like și un comentariu la această carte, la acest video. Mulțumesc!